punctul meu de vedere, a fost un joc extrem de disputat între două echipe bune, două echipe care vor avea un cuvânt greu de spus în acest campionat. Eu sunt foarte bucuros pentru că astăzi ne-am pus, ne-am pus amprenta, începem să ne arătăm o nouă identitate, pentru că astăzi am jucat cu 5 jucători sub 21, dintre care cu 3 titulari de 99, copii care nu au nici măcar 18 ani. Aștept întrebările noastre, orice fel de întrebare. Da, ne-a surprins. Nu ne așteptam la asta. Am avut șansa de a ataca cuvântul. Nu ne-am creat foarte multe oportunități. A doua repriză știam că vom juca contra vântului și am făcut o strategie la pauză de a juca foarte, foarte sus, ceea ce ne-a reușit în mare parte. Iar echipa adversă nu cred că ar fi putut să marcheze dacă nu s-ar fi produs această greșeală personală. Este o greșeală personală care nu este niciun fel de problemă, orice jucător o poate face, nu acuzăm niciodată. Noi suntem o familie, noi cu toții câștigăm sau cu toții pierdem. Cum apreciezi să mulțumim Emil Tempor? Greșeală astăzi. Cine? Emil Tempor. Poate mai slăptați? Nu știu ce greșeli noastre ați văzut, degajările lui au fost, din cauza vântului, câteva degajări. 3 sau 4 degajări care nu au fost exacte, dar ca și evoluție, Tâmbur a avut o evoluție foarte bună. Chiar dacă sporul este așa cum este, echipa noastră a creat multe momente, ce lucruri se va face în continuare ca să realizeze, deoarece momentele au fost create destul de bune? Da, am avut destul de momente bune, pozitive pe plan ofensiv. Desigur că lucrăm în fiecare săptămână să le perfecționăm. Cel mai important este să ne ocupăm de detalii. Exact cum spuneam înainte, detaliile au făcut diferența astăzi, o simplă greșeală. Iar pe fază ofensivă, desigur că noi căutăm să devenim din ce în ce mai buni. Avem încă 2 jucători care ați văzut a doua repriză care au jucat, care se vor integra în echipă și valoarea lotului nostru va crește substanțial. Au jucat astăzi și jucători de 18 ani născuți în 99, cum a spus și dumneavoastră. Ion Donțu a debutat în divizia națională, Radu Scoarță a mai jucat. Ce părere aveți de evoluția lor, în considerare că este numai primii pași lor în fotbalul profesionist? Da. Sunt foarte mulțumit de evoluțiile lor. Am încredere totală în ei și în cei care vin din spate, în Bogaciuc. Avem copii foarte buni care sunt pe bancă, care pot să joace în orice moment. Cum am spus la ultima conferință de presă, nimeni nu este de neînlocuit, toți jucătorii sunt valoroși și pot să evolueze în orice moment în care am apelat la ei. A fost prezența azi mai mult de 100 de fani, au venit din Chișinău să susține echipa, un mesaj pentru ei. Sunt convins că meciul următor va fi cel puțin dublu, numărul lor se va dubla. Pentru că noi, prin evoluția noastră, prin dăruirea noastră, prin caracterul nostru, vrem să-i aducem la stadion. Asta este unul din scopurile noastre principale. Cum am spus-o de atâtea ori, să producem fotbal și să aducem fanii la stadion. Neapărat fani care sunt pentru fotbal, v-am spus, din tot felul, femei, copii, bărbați, bătrâni, toată lumea trebuie să vină să se bucure de un spectacol. Bună ziua! În primul rând aș vrea să felicit toți iubitorii fotbalului din Moldova cu începutul nou campionat. Sper că el va fi interesant, sper că noi toți, fotbaliștii, antrenorii, vom lucra și mai mult, ca jocul să fie mai spectaculos, mai multă lume să vie în tribune, jucăm pentru ei. Și se referă la meci, asta era de așteptat, primul meci din campionat, primele etape vor fi toate așa, și vor câștiga cei cu caracter mai mult. Da? Astăzi am avut și noi caracter, am avut puțin noroc. Fără asta în fotbal nu este. În orice caz, mulțumim pentru cele 3 puncte care le-am luat astăzi. A fost un meci greu, dar băieți sunt bravo. Mulțumim, vă rog, întrebări. Domnul Sunaca, s-a avut asta un comportament emoțional, față de arbitru, greșeți? Ce s-a întâmplat așa? Eu cred că emoțiile sunt o parte de joc, nu cred că... Tot greșesc și eu, greșesc și noi, tot greșesc și fotbaliștii, dar asta e... Așa sunt eu, nu vreau la nimeni ceva rău, ori... Asta e o parte din joc, cred că... Așa eu sunt, trebuie să mă corectez, când să fiu mai în vârstă, cred că o să mă corectez. Spune că Igor Băi cu Bugău a fost omul meciului, a intrat pe 30 secunde, a marcat. Am avut și noi un plan de meci
constant aceea că trebuie să avem trei schimburi în atac, trei jucători mai proaspeți în atac, mai iuți, mai agresivi, da? Asta a fost Plătică, Bugăiov și Ibrean, da? Asta era planul nostru, dar părerii de rău s-a accidentat Maxim Antoniuc și am fost să facem nevoit să-l punem pe Plătică în apărare. Și jucătorii care au intrat în atac au avut presiunea au dat pe adversar și de la asta a venit golul. Da? Asta era planul nostru și băieții l-au îndeplinit. E posibil noi în următor altfel să jucăm, să începem cu Bugăiov și cu Ibrean în concurență cu altcineva. Tot depinde de adversar, depinde de starea noastră, depinde de planul la meci.